Pe scurt, Poppy Playtime în viața reală partea a doua. Dacă nu vrei să vină Hagevage la tine acasă, chiar acum rupi butonul de like. Doamne, de ce m-am jucat în jocul ăla Poppy Playtime? Acum îmi iese frică să stau singur acasă, mai bine nu mă jucam. Gata, ajunge să stau și să-mi fie frică, sunt bărbat. Doar după ce am jucat Poppy Playtime, am avut halucinație că Hagevage a venit la mine acasă. Nu! Mai bine plec la bunici la țară. Deoarece părinții în fiecare zi pleacă la serviciu și eu rămân singur acasă și mi-este frică să nu vină Hagevage. Mai bine plec la bunici la țară și sper să nu-mi fie frică la ei. Gata, pa, pa, acasă, nu mai vin niciodată înapoi, sper că Hage să rămână aici. Sper să fie acasă bunielul și bunica. Bunielul, am venit acasă. Stai, ce? What the fuck, ce-i cu monstrul ăsta la bunici? Stai, poate au aflat că m-am jucat în jocul ăsta și voiau să-mi fac o farsă. Bunica, sunteți acasă? Am venit eu! Doamne, unde sunt? Bunica, sunt eu, nepoțelul vostru! Doamne, unde s-au pierdut bunii? Ce s-a întâmplat aici? Bunica, bunielu, sunteți acasă? E, am venit și eu aici, dar deja regret, mai bine rămâneam acasă. What the fuck, ce aia păpușa Hagevage, doamne, arată cum ar fi păpușa Vodă, doamne, ce s-a întâmplat aici? Mai bine plec acasă. Stai, ce a dispărut chestia aia de la intrare? Stai, și televizorul i-a prins. Bunielu, ești aici? Doar că nimeni nu iese, unde sunt toți? Poate sunt la etajul 2? Bunielu, bunica, sunteți sus? Doamne, unde sunt? Poate-s la ei în cameră. Stai, ce s-a auzit? Ce am pot? Poate s-a ascuns ei acolo. Este cineva acolo, bunielul, mă urc la voi. Doamne, nimic nu se vede. O, stai, lumina este aprinsă. Asta deja e bine. Bunielul, bunica, sunteți aici? Au, este cineva? Cine este? Păpușă, what the fuck? Stai, ce a dispărut? Doamne, ce s-a întâmplat? Mai rapid, trebuie să plec acasă. Salutare, prieteni, bine ați venit la un nou videoclip cu Poppy Playtime. Ok, hide and seek. Playtime's a factory. Deci aici s-au creat toți cei mai groaznici monștri. Security. Deci, paznicul stă și se uită pe camerele de supraveghere. Ah, uite. Îl putem observa pe Hagevage. Se uită foarte atent. Stai, a observat ceva? This dude is so creepy. Bro, este foarte îngrozitor. Da, este foarte îngrozitor, uitați-vă la fața. Stai, s-a mișcat? What? It's better not to like at it. Deci, a adormit, prieten, deoarece este un lucru foarte obositor. Să te uiți mereu pe camerele de supraveghere. Oh, oh, oh! Deja Hagevage se uita direct în cameră. Oh, doamne, ce sunet s-a auzit? Oh my gosh. Oh my gosh. A plecat. Oh, Hagi a dispărut de pe camera de supraveghere. A plecat să-l caute pe monstrul. Stai, ce? Ce a văzut? Ce a observat? Playtime. Timpul să ne jucăm. Stai, a dispărut. Nu intra.
Ok. Iarăși s-a auzit un zgomot. Ce este acolo? S-a uitat. Este cineva? Cred că nimeni nu e. În afară de Hagevage care a venit după el. Prieteni, rupeți butonul de like dacă nu vreți să vină Hagevage după voi. Bărbatul ăsta nu a lăsat sub ultimul... Oh, shit! Oh, my God! Așa a dispărut și acest paznic. În minele lui Hagevage. We fuck to regret, kid. Playtime. Oh, stai. Ăsta cred că este paznicul ăla. What the fuck? Cine este ăsta? Arată ca un... Cine este? Un parazit. Ok. Hagevage? Ok. Și cine e monstrul ăsta, prieteni? Scrieți în comentarii, vă rog. Pentru prima dată îl văd pe monstrul ăsta. Să, ce vrea să facă? Hage... Ah, eu am crezut că Hagevage pur și simplu vrea să-l salveze, dar... L-a mâncat. Oh, s-a enervat foc ăsta. Oh. Ah, shit, l-a înjugheat. Ok. L-a aruncat. Oh my God. Hagi, sper să nu piardă. Hagi s-a enervat, l-a luat și... Oh my God. Ah, pur și simplu l-a mușcat de piept. I-a rupt. Oh my God. Oh, l-a scos. L-a scos din stomac. Din burtă l-a scos. Oh my God, și l-a mâncat singur. Hagevage s-a enervat foc. Cred că deja nu mai supraviețuiești monstrul ăsta împotriva lui Hagevage. Așa, aha. I-a scos inima. What the fuck. Oh. Oh my God. Ce, l-a omorât? Stai, nu a murit. Ce? Și-a băgat inima înapoi. Oh my God. Hage, uite în spate. Shit! L-a decapitat pe Hagevage. Oh my gosh. Da. Sub costumul ăsta se ascunde un alt monstru. Ce? Păpușa noastră a murit? A pierdut? Squid Game, dar cu Hagevage. Stai, ce? Oh, salut! S-a îndrăgostit. Oh, uitați-vă. Nice. Este foarte bucuroasă. Te iubesc, uitați-vă. I-a tăiat. S-a enervat foc. Dar ăsta ce? Pătrețel? Oh, oh. Easy. Oh my God. A pierdut. S-a enervat pătrețelul nostru. Ok. Oh my God, din prima. Nici nu s-a apropiat, deja a crăpat. Deci, a folosit tot zahărul. Oh, s-a primit. Nice. Easy. Oh my God. Oh my God, uitați-vă deja din prima. S-a învățat să facă chestiile astea din zahăr. Oh my God. Oh, dar ăsta este Hagevage. Oh my gosh. Doar pentru atâția bani ești gata să faci această figură? Da. Oh my God. Cum credeți, o să primească? Eu cred că da. Oh my God, a început să folosească și limba. Ok, a făcut, a luat bani și a plecat. Ăsta este un pic șoc. Stai, ce se întâmplă? Oh my God, a apărut adevăratul Hagevage. A plecat după ăsta. Oh my God. L-a omorât. Ok, l-a ucis. Ce se întâmplă? Oh my God. Hagevage, pur și simplu pitot. Dar Hagevage în jocul Among Us. Uitați-vă.
ce față drăgălașă are, nu prea. Ok, ce? Ce se întâmplă? Dar asta cine? A, gata. Minus Among Us. Iarăși Among Us versus Poppy Playtime. Cine va câștiga? Among Us? Interesant, Haige este impostorul sau nu? Stai, ce se întâmplă? Haige vrea să-l mănânce pe... ăsta? Stai, ce? Ce se întâmplă? Oh my god! Eu cred că ăsta pur și simplu este impostorul. L-a omorât-o pe Haige. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să rupeți butonul de like, să vă abonați și să distribuiți acest video la toți prietenii. Pa, pa la toți!